Ce să zic? E prima prezentare Apple care într-adevăr îmi place. Da, nu atunci când e despre iPhone 14, dar încercând doar 3 minute să zic despre tot ce a prezentat Apple, fără concluzii și comentarii, pentru că le aștept de la tine, gen cum poți să vinzi de aceiași ani la rând, cum poți să ții oamenii de pro și chestii de acest gen, pentru că te susțin, am aceeași părere. Hai să începem! Începem cu Apple Watch. Sunt 3. Primul e Watch 8, care e același 7, dar cu 3 funcții noi. Al doilea e Watch SE, care e același SE, dar cu 3 funcții noi. Iar la final, Apple Watch Ultra, care are multe funcții noi, care are aspect nou, e din titan și, în general, e nou. Despre funcții nu zic acum multe, pentru că îți voi zice în review-ul complet, altfel nu mă încadrez în 3 minute. Trecem la AirPods Pro. În primul rând, felicitări celor care, ca și mine, recent și-au cumpărat prima generație. Dar hai să vorbim despre ce este nou. Desigur, același aspect, dar câteva funcții noi care mi-au plăcut. Cele mai importante sunt următoarele. Autonomie mai bună, mai mare, până la 6 ore de filme, muzică, apeluri și chestii de acest gen. Poți regla volumul direct pe căști, iar a treia, poți încărca căștile cu încărcătorul ceasului. Sincer, îmi place. iPhone. Iată aici, fii atent. Anul ăsta fără mini, doar 14 și 14 Plus. Plus e mai mare, de 6,7 inci. Perfect, bine, bravo, dar același procesor, aceeași cameră, aceeași autonomie, același display. Da, în teorie toate au primit câte un update și chestii de acest gen, crede-mă, e același iPhone 13, te asigur, noi le vom compara, vedem asta. Din nou, sunt culori noi, da, și în state se va vinde doar varianta cu eSIM. Ura! Altceva e 14 Pro și Pro Max. În primul rând, display nou, fără notch, îmi place. Cameră, 48 de megapixeli, sunt sigur că e mult mai bună decât cea de pe 13 Pro și Pro Max. A16 Bionic, care... Stai că aici am comentarii, chiar îmi place. L-au comparat cu A13, nu cu A14, nu cu A15, ca să nu-i țină proști pe cei care vor cumpăra iPhone 14 cu A15 Bionic. Știu e dur, dar asta e. Încă din cele noi, gata. Da, Always On, am uitat să zic despre el, recunosc. Despre prețuri. Cât le vezi pe toate afișate, vreau să zic că mă miră că nu sunt mai mari. Doar $249 pentru căști, doar $899 pentru 14 Plus, de la $899 sau de la $1099 pentru 14 Pro Max. Nu e rău, adică e rău, sunt mari, dar totodată nu au crescut. Mulțumesc măcar pentru o știre bună. La final, vreau să recunosc. Da, multe nu au schimbat, doar mici detalii, gen conexiune cu satelitul pentru apeluri de urgență, dar acele detalii pe care le-au schimbat chiar îmi plac.